Municipalitatea din Dej nu a făcut locurile de joacă doar pentru copii. O turmă de oi s-a distrat de minune printre leagăne, iar momentele au fost imortalizate de un locuitor din zonă. Doar că nu este nimic amuzant aici, este de dreptul îngrijorător, pentru că, în afara faptului că lasă în urmă o mizerie de nedescris, oile acestea sunt purtătoare de căpușe. Așa că, în acest moment, spațiul de joacă este un adevărat pericol pentru copii. Mai ales că zecile de oi din parc nu sunt o excepție. Cu câteva zile în urmă, tot acolo au fost fotografiați 7 cai lăsați la păscut.